Bună, numele meu este Cristina, iar astăzi vă voi vorbi despre cartea Fata care a băut luna de Kelly Barnhill, apărută la editura Arthur. Cartea aparține colecției Orange Fantasy a editurii și chiar dacă poate părea o carte pentru copii, vă garantez că are un mesaj mult mai profund și eu o recomand tuturor. Deci, pur și simplu, această carte este foarte, foarte, foarte interesantă, este plină de aventură, te ține cu sufletul la gură. Și da, haideți să vă spun despre ce este vorba în această carte. În fiecare an, oamenii sacrificau cel mai nou născut bebeluș și îl duceau în mlaștină, unde probabil ar fi murit dacă bătrâna Xen nu l-ar fi luat și l-ar fi dus la îngrija oamenilor din orașele libere. Același lucru ar fi trebuit să se întâmple și cu Luna, bebelușul care trebuia să fie dus în acel an în mlaștină. Aceasta a fost dusă în mlaștină, lăsată acolo, iar bătrâna Xen, când a mers să o ia, a fost pe drum, a fost atât de fermecată de frumusețea și inocența fetei, încât în timp ce o hrănea cu stele, din greșeală i-a dat să mănânce din lună, sau să bea din lună. În acel moment, fata a prins puteri magice, iar acest lucru avea să o lege pe bătrână foarte, foarte mult timp de acest copil. Ea a decis că este mai bine ca un copil cu puteri magice să nu meargă în orașele libere, ci mai degrabă să o crească ea singură. Mi s-a părut foarte emoționantă, foarte captivantă și chiar consider că ar trebui să o citiți. O găsiți pe site-ul editurii Arthur împreună cu multe, multe alte cărți foarte interesante. În caz că nu știați, în luna noiembrie editura Arthur împlinește 10 ani. 10 ani în care au fost publicate cărți care au ajuns la inimile multor copii din România, multor adulți, multor adolescenți și multor persoane în general. Eu am crescut citind cărți de la editura Arthur. Prima carte pe care am citit-o, cred că vreodată, a fost de la editura Arthur și sper să am ocazia să citesc cât mai multe cărți de la această editură minunată, pe care vă recomand și vouă. Dacă v-a plăcut această recenzie și sunteți interesați de carte, nu uitați să-i dați un mare like, un share, un comment și de asemenea un click pe butonul de subscribe. Și da, cam aceasta a fost recenzia. Pa!